Mai încolo, acum avem culinaria. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Culinaria de astăzi ne găsește la regim. Pe mine și pe Vlad. Asta este situația dificilă, pentru că, sigur, suntem la regim, Luca și cu mine, dar Luca era mâncat 10 mici. Eu însă, nu. Că mâncat brânză, adică măcar să respectăm adevărul. Și avem aici pe... A fost un accident. Avem aici pe masă, ce să zic, o ladă de mozzarella. Eu mă simt ca un călugăr de la Muntele Athos, la care a venit în vizită, ce să... Clasica Claudia Schiffer. A venit moța. Cu Naomi Campbell. Și ideea cu evanghelist. Noi încercăm să ținem un regim nu foarte aspru. Original. Și atunci nu poți să renunți chiar la tot ce e bun, că tot ce e bun îngrașă. În cazul de față... Îmi vine să plâng. Mozzarella, care nu e cea mai dietetică brânză, dar este extrem de bună. Aolea. Nu e nici foarte calorică. E mai puțin calorică decât telemeaua, din ce știu eu. Așa calorică. Mai ales asta, fresca. Fresca e mozzarella asta în zer, biloanțele care stau în zer. Biloanțele. Și care sunt cele mai gustoase și pe care, în general, noi le mâncăm cu n-are roșii. N-are, mă, fiate, n-are decât 228 de calorii la 100 de grame. La 100 de grame, nu. Asta are 200. Auzi, de ce aici greșim noi, că am putea să mâncăm mici în zer. Ideea e că noi mâncăm de obicei mozzarella asta cu roșii și busuioc, roșii. Dacă avem și busuioc. Dacă nu cu roșii, cu roșii ne place... Ulei de măsline pe deasupra și vine să plâng și cu sare fulgi. Da. Au mamă. Dar cercetătorii au descoperit că se poate mânca la fel de bine cu ardei copți. Așa e, bun. E o variantă foarte bună de a înlocui roșiile, mai ales în sezonul ăsta, că facem ardei pentru zacuscă și putem să mai tragem pe dreapta 2-3 ardei capia. Putem să folosim ardei capia sau putem să folosim ardei din aceea multicolori. Iar celor care le place picant, e foarte bun niște ardei iute de la verde, care nu e extrem de picant de obicei. Da. Și pe care îl coci alături de ardei capia sau de ardei colorat sau de toate felurile de ardei de pe planetă, lași 10 minute să se odihnească și cureți pielița. Ăsta e pasul numărul 1. Da. Da? Și pui pe un platou toți ardei ăștia copți și mozzarella fresca. Vezi cum obosește când zice rețeta? Ce-ți faci seama că tu ai rezervă 9 mici? Eu eram mâncat bulguri cu urechi de lemn. O tai feliuțe, am pățit și eu, să știi, dar ieri am avut, ți-am zis, n-am vrut. Deci mozzarella, feliuțe, ardei copți, chiar și ardei iuți copți, foarte bun, dar la asta trebuie să vină un dressing, ceva în afară de uleiuțul în care Fenta au fost. Fenta e ăsta, dressing-ul. Cum faci dressing-ul? Dressing-ul e un dressing foarte complex. Aveți nevoie de pix și hârtie pentru dressing-ul ăsta. Da. Dressing-ul conține următoarele: 100 de mililitri de ulei de măsline. Bine, vorbim aici de o cantitate mare de ardei copți, adică am făcut zacuscă. Că nu-și notează nimeni. Zi, și ulei dacă de tot ne-am apucat de treabă, am făcut 10-12 ardei. Da. Și acolo pui 100 de mililitri de ulei de măsline, cum spuneam, tu nu vrei să dau cantități, de eu insist. Lasă-l. Ca să înțelegi puțin proporțiile, știi? Zine. 2 linguri de miere. Aia. Așa. Zeamă de la o lămâie. Da. O lingură de oțet. Alb, ăsta taie puțin și e bun de tot cu ardeiul. Păi și zeamă de la lămâie și oțet? Da. Așa. Aia e pentru savoare, alălalt e... Așa. 3 căței de usturoi rași. Zdrobiți. Sau zdrobiți. Rași. Da. 30 de grame de fistic prăjit. Aici e fița supremă. Și pe ăsta îl mărunțești? Îl mărunțești, evident, cel mai bine într-un mojar sau un postul cu latul lamei cuțitului, te descurci. Piper, busuioc, chives sau shivas. Cepșoară. Sau cepșoară, cum îi zicem noi românii, dar în magazin se găsește numai cu eticheta chives. Nu contează, cepșoară. Sunt cozile alea verzi ca de ceapă verde, doar că foarte fine, foarte subțiri. Chives, adică, nu? Chives. Chives, cum vrei. Așa. Da, asta trebuie o linguriță tocată. Așa. Și ceva cimbru și sare. Toate astea le pui într-un borcan. Și agiți borcanul. Și agiți borcanul până se omogenizează, până devine... Se face emulsie. Emulsie. Schimbă culoarea, frumos. Exact. Și pui pe deasupra. Da. Pui peste ardei cu mozzarella acolo toată șmecheria asta și pâine de preferat pâine. Ciabata, zice la rețetar. Lasă-mă, pâine. Ulei de măsline. Doamne, mi-e dor de pâine ca de mama. Și cu ardei iute fulgi dacă îți place picant.
și cu sare și pusă puțin și aia pe grătar, cât să devină și pe urmă vezi tu cu ardei și brânza, dacă îi mănânci cu lingura și mușchi din pâine sau îi pui pe pâine, te descurci. Da. Dar zic că vezi, se poate face treabă și cu salată. Uh-huh. Depinde cum vezi lucrurile. A, eu am, cred că azi, de mâncare o salată cu puțin sos de lămâie. Ai văzut? Și asta are lămâie. Bun, și la final, tradiționalul? La mulți ani. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust!